trezia, vă rog, dacă ați studiat procesul verbal al ședinței de pe 19 februarie, să-l supunem la vot. Cine este pentru? Împotrivă? Abține? Mulțumesc. Referitor la ordinea de zi, cred că ați luat-o la cunoștință. Sunteți de acord? Sau vreți să supunem la vot? Supunem la vot ordinea de zi. Cine este pentru? Împotrivă? Abține? Mulțumesc. Deci punctul numărul 1. Proiect de hotărâre privind decontarea cheltuielilor de transport a camelor didactice care nu dispun de locuință pe teritoriul Comunei Poduri. Inițiator, primar al Budeana. E vorba de contarea abonamentelor cadrelor didactice. Cred că toată lumea știe despre ce e vorba. Putem spune la vot cine este pentru? Mulțumesc. Împotrivă? Abține? Punctul numărul 2. Proiect de hotărâre privind înlocuire, vă rog să mă ajutați, nu știu ce e prescurtarea aluia. 0,4 kW. Linie electrică aerea 0,4 kV. Mulțumesc. Și modernizare, branșament, zona PTA 6 Poduri, circuitul 2, localitatea Poduri, județul Bacău, de pe raza Comunei Poduri. Inițiator primar al Budeana. Dacă vă rog să ne... Nu vreți să... Postul ăsta transformare 6 unde? În Brănești, da? Da. Este vorba de portul de aici din Brănești, are două plecări. Una pleacă spre domnul viceprimar, de acolo din post. Postul e situat undeva la, după domnul Bia, la Busioc. La Gheorghe Popa, pomenit. În grădină la Balaban Costică, la Lenuța. Deci o porțiune pleacă și ajunge undeva spre Iscu de la Bia, dar domnul Bia trece pe râu, până la domnul viceprimar Iescu, undeva e secționar în vârful dealului și cealaltă porțiune apare... Ajunge la mine. Ajunge și eu acolo și cealaltă porțiune vine până aici la Gheorghiță Busioc, pe stâlpul de în fața primăriei. Aici sunt probleme cu postul ăsta, de fiecare dată când bate vântul sau mă rog, sunt probleme și cu iluminatul public și cu alimentarea consumatorilor. Deci am umblat zile între și nopți, chiar cum a fost vânt furtun. Dacă se fac, deci vrea să mărească secțiunea, deci ca să poți să consumi a crescut. El a fost dimensionat la început pentru un anumit consum. Au apărut case noi, noi consumatori. Plus că ar trebui acum și defrișată vegetația. Pentru că la fiecare adiere de vânt, altăzi, rămâne fără iluminat sau rămâne fără alimentare cu consumatori. Foarte nasol, foarte. Nu, deci asta e... Toaletat. Da. Toaletat. Acum, nu știu cum... Asta este să ne lăsăm să intervină și să facă această modernizare. O face eu, modernizare face eu. Anul trecut a fost o echipă care toaleta Covaci și unul din cei din echipă era un nepot de meu care lucrează la eu. Și eu zis că în momentul când îl sesizează, ei vin. Deci trebuie să se dare. Da, în momentul în care e sesizare, dar noi trebuie să mai ieși acordul proprietarului. Și asta e o problemă mare de tot. Unul te lasă, unul nu. Degeaba te lasă și ai defrișat, că ai curzat probabil 99%, dacă undeva ai un copac, ăla îți face tot spectacol. Doamna președinte, o întrebare, dar aici spune așa. Înlocuirele A se înlocuiește... Și modernizare, branșament. De modernizare se înlocuiește cu nuturi de aluminiu cu tir. Așa, am înțeles, da. Asta nu înțeles. Asta nu modernizare, că nu se mai lucrează. Și înlocuiește și transformatorul cu de putere mai mare? Asta e problema, deci, pe fapt, menționarea, nu poți știi. Deci, ei știi ce consumă, au venit cu plește, vor da permetul și poate ce au. Da, da, bine să știu, să înlocuiește și transformatorul. Știi când dă pe transformator de 100 sau 260? Oricum ce fac, o să facă bine. Păi, cum, dar... Și cu ce venea la pătea? Ia ceva. Dar te doriți adresa, domnul Obola dispoziție. Eu spun și nu știu ceva. Poate să fie altceva. Asta e capul care și-l face. Deci poate să fie altceva. Dacă să știm exact ce înlocuiești. Domnul Vatec, dacă lasă subdimensionat, riscul lui să-l bobinezi din nou. Domnul Coseau, poate noi la momentul ăsta nu știm. Dacă vine specialistul cu aparatura și îi necesită înlocuiri, nu înlocuiri. Dar nu te lasă eu nu o să-l las un trafic. Nu, putere mică. Haideți să ne scriem la cuvânt și să vorbim pe rând că... Trebuie să înțelegeți următorul lucru, că EON-ul face lucrul ăsta prin banii lor, nu prin banii noștri, care e foarte bine. Poți să-l ideie Dumnezeu gândul cel bun să facă toată comuna. Că să-l pun de 60, de 101,2, 103, habar n-am, că nu mă pricep, deci chiar nu știu.
Dar dacă le schimbă, totuși e un lucru bun, pentru că sunt foarte vechi și avem probleme. Siguranța a făcut o estimare. Exact, exact. Dacă suntem tot la capitolul ăsta cu costul eonului, deci e o pagubă la o rețea care o produce o persoană fizică, cine o plătește? Tot eonul sau persoana fizică? Pagubă la ce vă referiți? De exemplu, cum s-a întâmplat cu rețea, cu rețea de pe dealul Ceștului? Prin contract de analiză? Deci ei nu au treabă. Nu, dar pentru că acolo au fost accidente și așa, se plătește de către asigurarea mașinii, plătește și așa ceva. Deci cred că suntem lămuriți, putem spune la vot cine este pentru. Mulțumesc, împotrivă, abține, obținai. Punctul numărul 3. Proiect de hotărâre privind acordarea unui ajutor de urgență domnului Ichim Vasile, inițiator primar al Ludiana. Dacă ne puteți... De ce bani așa la Ichim? Da. Da, e vorba din ea Ichim, care îi vine el pe aici, e un pic cu... Nu mai comentez. Brazia. Da. Într-o... Și-o dat foc. O da? Și-o dat foc. Adică nu știu. El și-o dat. Nu la foc, o lua foc. O lua foc. O lua foc. Și acolo casa unde așa nu mai poate să stea. El este și despărțit și așa. Și a solicitat un ajutor. I-a spus, domnule, vă ajutăm. Nu este o problemă. Trecem prin ședință. Pentru că toți care cer, nu cred că a fost nevastă, nu fie ajutat. Cu o sumă de 10 milioane, dar să fie luate. Când vă apucați dumneavoastră să faceți o cămăruță sau faceți ceva, noi vă dăm materialele datorită situației în care știe toată lumea. Să-i dei, să-i cumpere niște bolțari, dacă s-a apucă să facă într-adevăr cu unul dintre pereți, am înțeles că o să cadă și nu o scoasă mai stie acolo. Și problema este următoarea. Că în momentul în care nu prea mai stă câte unul și nu au casă, vin la primărie ca să-i cază mai nou. Deci asta e una dintre problemele mai... Nu vreau să intru în amănunte, pentru că nu-i treaba mea să judec. Pe mine, dacă dumneavoastră doriți să-i acordăm 10 milioane ca și materiale de construcții, cum mingele. Da, mai are pe cineva acasă, are căsătorit, are trei copii, are casă nouă făcută, el s-o certa cu cineva și s-o mutat într-o boșdeică de-al bătrânească de-al taică. Da, dar știți că are treaba să-l ia să vedeți. Și aia are o cioboză, acolo da foc. Nu, trebuie ajutat, dar nu el a venit pentru ajutor. Dar ce vine? Adică o veni și el, dar nu a venit numai el singur. Adică o veni și cu... O veni nevasa? Ar vrea să intervin și eu într-o... Deci este proces verbal. În 91 eram în primărie, noi am făcut proiectul de casă lui acest individ. Ichim Vasile. Așa, e cu vârstă mai mic ca mine. Cam de vârsta mea, vreo 2 ani mai mic. Așa, deci casa este pe numele lui. Da. Casa da. Este pe numele lui. Ei, din cauza că chiar s-a discutat și în ședința comisiei, este unul din bețivanii comuni ăsta. El s-a despărțit din cauza asta de familie, nu din alte motive, că vezi că, nu, că era foarte bine, era calculat, era și cultivat, chiar terminase școală, lucra pe undeva, pe la Zemeș. Ei, băutura l-a adus la... soția lor și copiii l-au eliminat din casă, pur și simplu. Deci casa este vină la noi. Acum, că vine toți bețivanii și se cer ajutoare social, eu nu sunt de acord. Pentru că știu cine, știu cine de asta. Mă merg cum tine a venit cu ăsta din diavol. Cu care? Ăla de câte ori a venit Rani? Ești prieten amândoi și mă merg. Rani este aici, e bine. Și vrea casă. Îi văzut să discutând de asta zic, da, discutând amândoi că băi, hai să luăm un cadou, că vom avea de câștigat. Deci, vom avea de câștigat. La ce s-o referi, nu știu. Deci, puteți să mă filmați un pic, dacă vreți, că mai nou acum, dacă primesc cadouri de la Rachi și de la Nea Ichim, așa ca să pot să-i ajut, deci omul a pus o cerere, dacă se poate, să pun și eu o pilă pe lângă dumneavoastră, dacă sunteți de acord. Eu am fost de acord și când a fost pentru alții cu mai mari probleme și n-am zis nimica care nu m-am mărfiat și tot așa, dar mai ales dacă mi-au sau cutii de bumboare, poate cred că mi-au pus ceva eu, Roni, pentru 10 milioane. Deci chiar vă rog frumos, credeți, faceți cum credeți, dar haideți ca să nu aducem niște subiecte în derizoriu și nici nu le mai ducem acolo unde vrea fiecare. Vă rog foarte mult. Eu zic, supunem la vot și fiecare exact. Își exprimă vot. Mențiunea, deci nu se dau bani, nu, materiale. Dacă va începe să-i se facă o
o bucată de locuință, o cameră acolo unde să stea, pentru că nu mai poate să stea în aia, noi să dăm, să-i dăm, dăm valoare de 10 milioane, să luăm niște bolțari sau ceva de genul ăsta, materiale de construcții, pentru a-l ajuta. Cum a fost la familie de acolo cu incendiu? Da, acolo a fost la altceva. Cum a fost? Tot așa, s-a luat materiale. Acolo, acolo, într-adevăr, s-a dat materiale, dar acolo ca s-a fost luat de la zero, acolo era altceva, cu copii, o altă. Materialele să dea, dar să urmărească să le vândă. Fără probleme, da, există, pentru că noi am urmărit tot timpul ce s-a întâmplat și în alte părți, nu numai. Poți să, chiar și la tere și... Poți să treacă oricine prin într-o treabă, de așa și nu-i... Dar bine, aici la ei e un pic așa controversat, datorită personalului. Sunt cazuri și cazuri. Da, dar să știți că legea spune că personajele din genul ăsta trebuie... Păi au fost date și materiale la bieții din acestea. Și au avut materiale, le-au vândut. Și în ziua de azi nu și-au construit. Asta e. Deci supunem la vot cine este pentru. Deci dacă am suma de 1000 de lei, da? Nu știu, după ce le-ai expus, nu știu ce să zic și mă abțin. Nu știu, da, am înțeles că omul cam și-o caută cu lumânare. Împotrivă, ceva? Bă, Doamne ferește! Te nimerești, eu am trecut pe asta, n-am ce lucrat viitor, dar toată lumea, tu mă bei sau nu bei, Doamne ferește. Dar nu era vorba ca nu cerut, dar toată lumea e expusă. Putem trece la stânga. Poți să pățești oricând, a fost acum într-o seară, noroc, cineva a fost atent și-a luat în casă foc sus deasupra, în norocul a simțit-o la cât de fum în casă, puteau să ardă câtă cu cochii la mocană, acolo fetele cele săracinii singuri și... Da. Bine, nu e problema asta, dar e un ajutor la unul care îi năcăște, dar el nu-i năcăște, are pensie, are... Nu are pensie. Păi, și-o dat și la alții care nu pot necăște, dar toată lumea i-a ajutat un pic. Da, dar... Omul este cu problemă socială diferită. Ce liberat pentru trecem la punct în față, vă rog, mai... Proiect de hotărâre cu vin la aprobare. Dacă nu vine, nu asta e problema. Dacă nu vine ca să iei materialul, nu-i îl dă nimeni pe materialul. Cred că domnul mă obligă nimeni. Deci punctul numărul 4. Proiect de hotărâre privind aprobarea excluderii din Asociația Dezvoltare Intercomunitară pentru Salubrizare Bacău a orașului Comănești. Nu se dă primar al Budeană, dacă nu puteți spune, probabil nu discutăm. Să dau niște explicații vis-a-vis de acest proiect de hotărâre. Se referă în mod special la atribuirea contractului privind delegarea prin concesionarea gestiunii serviciului de operare a instalațiilor de deșeuri în județul Bacău către asociere SC EcoSud ESA București, lider al asocierii, SC High Sorting ESA București și SC Anduna Servov SRL București. Ca să fiu un pic mai explicit, trebuie să vă spun în felul următor. Noi facem parte din ADIS. La noi activitatea de colectare a deșeurilor se face în felul următor. Se colectează deșeurile, se duc la celula 2 care s-a dat acum în folosință, care al cărui concesionar v-a spus cine sunt, și noi colectăm de la populație taxa de salubritate, o virăm la ADIS. Cel care are concesionat groapa de gunoi, celula 2, facturează către ADIS în funcție de ce cantitate s-a colectat pe teren. Însă, primăria Comănești se desfășoară cu totul altfel. Primăria Comănești, având un proiect în derulare cu ani în urmă, transportul și colectarea se face de către altă societate, nu de către Romprest. Se face de către EcoSud Valea Muntelui. Pentru depozitare, el trebuie să depoziteze și el, tot la celula 2. Dându-se în folosință celula 2, el nu mai are contract de depozitare vis-a-vis ca să poată depozita în... În momentul de față, primăria Comănești nu a acceptat delegarea în totalitate atribuirea contractului prin delegare. Deoarece el a venit cu o mică schimbare vis-a-vis de transport și colectare face Eco Valea Muntului, colectează la primărie
taxa de salubritate, însă vrea ca cel care are concesionată celula 2 să-i factureze către Eco Valea Muntelui. În statut prevede cu totul altceva. Modul de desfășurare a activității de colectare a deșeurilor să se facă cum se face la noi la primărie. Atât am avut de spus vis-a-vis de chestiunea asta. Eu n-am să spun decât câteva cuvinte aici în ceea ce ne privește pe noi. Vorbesc această situație. În momentul în care asociația asta, Batisu, a fost de acord ca acesta să iese din contract, eu cred că trebuie să ne asociem Adisului și vă spun de ce. Ca pe noi, ca și contract, să nu aibă să ne afecteze pe parcurs. Pentru că sunt, dacă acesta iese, romprezul atunci încep probabil să clatine, nu știu, nu zic eu și pe bun, da. Încep să se clatine și atunci există o problemă și la noi. Și vă spun și de ce. Pentru că dacă un membru, știți cum e, exact ca la un scaun, ai patru picioare, dacă din patru unul scârții, mai rămâi în trei. Problema e în felul următor. Pe mine mă doare inima și de Comănești, pentru că părinții mei acolo și Dalia cu noi, până la urmă, nu rămâne cu gunoiul luat. Au o modalitate, sunt convinsă, ca să ia gunoiul, pentru că dacă n-ar avea, nu erau așa de... Și a doua la mână decât să mă afecteze pe mine personal ca și comună, deci eu n-am nimic împotrivă ca aceștia să fie scoși din, Adis. Și vă mai spun de ce, pentru că în ultimul timp s-a tras foarte mult, cum să zic eu, s-a strâns foarte mult, să zic așa, cureaua și s-a ajuns ca pe, ca pe anul 2017 trecut către Adis să nu mai avem absolut niciun fel de... Deci niciun fel de restanță, suntem cu restanță zero. Deci din restanța de 700 de milioane aproximativ, nu mai avem din restanța aceasta decât luna în curs care a fost dinainte de plătit și cam atât. Deci atâta timp cât noi am tras și toată lumea și s-a plătit pentru toți copii, nu văd acum de ce s-ar ridica, pentru că cineva nu-i convine sau îi convine sau că are firma lui, asta chiar nu mă interesează. Deci atâta timp cât ceilalți membri sunt de acord, eu ca primar sunt de acord, n-am absolut nimic împotrivă, nici v-am spus. Mă doare inima de comuna mea, nu mă doare inima de orașul lor, asta e, mi se pare normal. Adică dacă mă doare, mă doare pe locul 2. Mulțumesc. Nu avea niciun fel de concurență, dar nu a apărut o chestie și... Clar, asta este. Da. Dar bănuiesc că primăria Comănești a găsit o modalitate care poate să mai ieftin, bănuiesc, din cauza asta. Nu, vrea să factureze aia către... Da, dacă exact. Dacă, dacă dânsul găsit modalitatea asta de transportul și asta mai puțin bani, normal că... Nu, mie nu știu dacă mi se pare mai puțin. De exemplu, Moineștiu plătește... De Moineștiu față de noi vorbesc, da? Plătește câte 10 lei pe lună de persoană. Colega mea... 9,70. Colega mea de aici, așa, cu patru persoane, a plătit 4 milioane și aproape 5 milioane pentru gunoi. Nu putem compara la Moine, se ridică în fiecare zi. Și așa, asta, deci se ia la cantitate, nu se ia la cât depui. Știți? Deci se ia la cantitate, că așa se plătește acolo, câte cantitate duce. Tomberonul se gurește din costul blocului, se gurește în fiecare zi. De fapt, am spus greșit, ia la persoană, nu la cantitate. Dacă persoana poate să pună și atâta gunoi, tot atâta plătești până la persoană. Și noi la fel, dacă punem confortații, da. Deci o dată pe săptămână tot noi avem, dacă la mulți în fiecare zi. Da, probabil că e bine pentru ei. Eu nu contest că nu știe el primarul de la Comănești ce ar fi făcut. Chiar nu contest. Dar altceva, Romprestul trebuie să dețină toată puterea în gunoiul ăsta. Atâta timp cât am semnat un contract și suntem pe contractul ăsta, deci este mai greu să ne putem clătina când a fost semnat. Și ăsta e prin banii europeni, nu trebuie să dețin toate. Dar dacă i s-o dat, o dețin. Da, dar nu mi se pare normal ca un om să deții toată puterea. Da, să punem monopol pe tec gunoi. Deci numai el să scoată bani, dacă vine altul mai ieftin. Și scade cu el, să se ducă cu el, să vină să scoac, să dei. Știți de ce a câștigat Romprestul? Pentru că proiectul ăsta Romprest, față de alte proiecte, este din bani europeni. Și fiind din bani europeni, au fost...
corespunde cerințelor de mediu. Și el a fost licitații, clar, și ăsta la licitații a fost licitații, dacă domnul l-a dat nimeni, la nimeni așa, da. Am înțeles, da. Putem supune la vot, cred că suntem lumbriți, dacă mai aveți. Cine este pentru? Mulțumesc. Abține? Pot să aduc argument. Conform articolului 12 aliniatul 5 din statutul ADIS, orice membru care se retrage sau este exclus din asociație este obligat să plătească sumele corespunzătoare investițiilor, modernizare, reabilitare, bunuri noi, indiferent dacă sunt extinderi sau înlocuiri, în infrastructura aferentă serviciului delegat de care a beneficiat pe durata cât a fost membru al asociației. Sumele prevăzute ca despăgubiri în contractele de delegare. Și astea nu sunt mici. Nu sunt mici. Undeva. Și cred că este pe undeva adevărul la mijloc. Asta e, nu știu, din punctul nostru de vedere, serviciul de salubritate este ok pentru comuna noastră, însă la comune și totul altceva. Adevărul este undeva la mijloc. Vă mulțumesc. Și are un proiect european și ei. Păi au proiect european. Nu știu, deci... Tot european, probabil. Cu cine prezunți? Da, la fel. Păi și cum merge judecașul? Noi comuna. Și noi comuna. Nu a să ne trăviști pe noi. Cine merge la aviș? Am înțeles, domnul primar. Exact. Știți, erați primar. Și noi am îngreșit-o cu apa, cu instalarea apei, rețeaua de apă din comun. A fost proiect european, cu bani europeni. Până la urmă am cedat-o. Nu trebuia să cedăm. Păi nu era operator licențiat, trebuie să o predai. Da. Nu poate, noi cu un acordul nu putem să avem noi un operator licențiat. Da, singur operator la nivel de județ e Compania Națională, Compania Regională de Apă. Da, e legea, da. Ca și la Ireu, putem noi să facem linia noastră electrică, să spunem, eu am făcut-o eme. Și aici, de asta am întrebat pe domnul Vinițe, dacă este prevăzut ce a citit acolo într-o lege. Deci, legea e făcută așa. Păi, dar nu a făcut, dar adisul ce investiți. Un contract prevăzut. Da, ei, ultimul ce a citit. Ei, nu mai spune, nu e la groapă. Deci nu mai trece prin adisul, nu mai spune ce e. Asta e. Totuși există o problemă, pentru că Comăneștiu blochează totuși acum celula unde a trebuit dus gunoiul și dacă ni blochează și pe noi. Deci încă o dată spun, eu sunt mai aproape de Comuna Poduri decât de Comuna de orașul Comănești, sincer. Dar și când o să se dea, și să ne dea judecată. Dar de ce să ne dea judecată? Să mă dea judecată. La diversie vreau să vă spun următorul lucru. S-au format niște echipe care vor merge prin comună. Au început de astăzi să meargă. Echipe din primărie de aici, da? Cu tabel, deoarece pentru proiectul de canalizare trebuie ca fiecare persoană care deține un rol în comună să semneze și cu... să ne dea și CNP-ul, pentru că acestea sunt foarte importante, aceste semnături, în momentul în care se va pune proiectul în practică. Așa că vă rog frumos, și dumneavoastră, pe lângă dumneavoastră pe acolo, dacă, să anunțați, dacă strigă cineva, dacă așa, să iese lumea, că nu o să cere niciun ban, niciun nimic. Deci pentru acest lucru, da? Nu am o sumă, pentru că au întrebat deja pe teren, domne, cât costă ca să ne branșăm sau... Nu s-a pus o sumă să se spune, domne, s-o cost. Lucrurile, dacă se vor întâmpla și se va demara proiectul din toamnă, de la anul, din câte am înțeles eu, lucrurile se cam schimbă pe parcurs, adică paritatea, leu, dolar, asta se schimbă. Nu prea putem să spunem exact suma respectivă. Dar acum, deocamdată, suntem la nivelul în care strângem semnăturile respective. La un moment dat a venit cineva cu idei să strângem semnăturile atunci pentru gazii, dar vă spun că pentru gazii e mult mai, lumea este mult mai reticentă pentru gaz decât pentru canalizare. Și așa ca să nu, cum se zice, să nu li... Dar pentru gaze am dat de două ori bani. Da, știți ceva, domnul Dobrovăț? 10 lei. Nu, aici nu o să cere bani, niciun bani. Da, 100.000. Da, 100.000. Așa. Cred că sunt 2-3, să zicem, care, cum să spun eu,
extremități? Fac niște extremități care nu se poate, chiar nu se poate exact să se ajungă în extremitățile respective, dar în măsură de 95% acoper toate... Proiectul ăsta de canalizare? Dar să vă spun la proiect... Da, proiectul de canalizare, da. Știu, proiectul de canalizare se face înainte extinderea de apă? Nu, se face extinderea de apă pe toată comuna și după asta se va face proiectul de canalizare. Și nu, deci normal să aibă... Or să fie mai greu să-i explici omul când ce semnătura și zici, pune CNP-ul aici. Eu nu mai interesează. Dar de ce? Dar ei se explică foarte frumos. Domnule, pentru proiectul de canalizare, adică, haideți ca să vă spun un lucru. La un moment dat, așa și eu, explicând la niște bătrâni niște chestii, am zis, domnule, să vedeți că nu înțeleg și așa, vreau să vă spun că erau foarte în temă și foarte informați. Deci lumea chiar e informată acum, nu prea mai. Să știți că dacă unde este un bătrân, există un copil cu un calculator, deși imediat îi spune de cutare, de cutare, am o grămadă de bătrâni care intră pe internet și care îi spune, vezi că am văzut cutare, vezi că am văzut cutare. Deci nu, sunt informat, nu cred că o să spun. Și ce să le facem cu CNP? Un promot de la bancă? Ce să... Da, în prima fază, deja omul semnează și după aia, dacă o să apară costurile, eu zic, domnule, eu nu mai vreau, eu... Au fost foarte multe lucruri și când au fost cu gazele, exact același lucru. Însă, ca și document pentru canalizare, ne trebuie să aceste semnături. Dar semnătură îți fac un precontract. Un precontract poți să faci. Dar nu putem face un precontract deocamdată cu un lucru care nu există. Nu există, da, cu omul așa, de semnătate, după aia renovăm. Când te duci în teren, realitatea e alta. Dar să facă primăria, și nu știe cine semnătura prima dată. Să facă acolo, așa spune. Păi dar și când era, când a fost domnul Dorolescu, când s-o dată, nu tu o semnături? Sau ce s-o întâmplat în cuplare? Deci când am făcut prima dată investiția la gază, ca să obținem fonduri necesare de susținere investițiilor, ce solicitări avem? Atunci cu semnul ală, Dumnezeu să ierte, au luat registrul agricol, Dumnezeu putea și o semna toată lumea. După aia, după ce s-a terminat procesul după 2 ani de zile și n-am mai avut fonduri, au solicitat de-a fonduri, pentru că s-a clarificat cine câștigase licitația, instalații Ionești au câștigat, dar din Comarcul Brașov a fost dat în instanță, 2 ani de zile ne-am judecat, au cerut un tabel, dar și cu plata 100.000 era atunci, cum spune. Da. Dar Nicolae, dacă ai chitanță, poți să mergi, să-ți recuperezi banii. Da. Vine cineva cu chitanță de aia. Deci o dată. O mai vine cineva o dată. Deci ne-o cerut și la nivel de comună, cu toate intervențiile, așa de abia am strâns aproape 100 de semnături. Și pe atunci 100 de semnături, investiția era de 60 de miliarde atunci, nu le-au acordat fonduri pentru desfășurare. Că eu era bun, era gata. Și trebuia lângă gază să spui și lemn. Eu am mai spus ăștia la Solon, fac cu gaz. Și aprindeau lemnele cu gaze și după aia s-a reacționat. Dar de ce vorbesc de Solon? Că și Lucăceștiu, eu am domnul. Și Lucăceștiu își procură lemni, au gaze, își procură lemni ca lemni la țară. Ba, ești cu lemnele, mi se vreau să demarăm gazoi, să apărăm de lemnele la soare. Nu există așa ceva. Toate bogăția țării, bogăția noastră, cum sunt cea mai bună dată. Ăștia bagă sistemul național. Ia toată asta ne-o trezesc când Iisus duce în fundul pământului și noi nu ne beneficiem de nimic. Dar nu ne-a făcut. Păi n-am făcut pentru că nu a terminat proiectul. Proiectul acum se termină, scoate avizul până la 1 decembrie îl face. Păi nu după 5 ani îl face, că ăsta e un proiect. Acum cine a făcut un proiect și nici cam cât durează. Și din astea de aici exploatarea. Poate mai facem ceva. Dar și dacă e toată lumea în stradă, să mergi acolo la centru, mai nu putea și la urmă. Nu putea și la urmă. Nu, dar nu are voie, dar a fost la minister și nu există. Dacă se poate, haideți să vorbim în ordine. Dar acum nu au fost. Nici atât. Hai să spunem, că e... Numai puțin. Mai are cineva ceva la capitolul 2? Eu am vrut ca să anunț treaba asta cu... pe mâine, ca să știți cu... Nu, și asta cu canalizarea, dar și cu mâine, cu lumina, care sunt cu centrale, cu asta, și anunțat și pe lângă dumneavoastră, ca să știi care e treaba. Dar proiectul cu denumirea străzilor s-a finalizat? Încă nu, încă nu. Că ați spus să ne mai cereți, să mai modificăm. Da, deci a venit domnul...
o doamnă care se ocupă de hărți și că lucrează fiecare, deci identifică fiecare stradă pe hartă. Ați înțeles? Păi înseamnă că nu mai e de competența noastră, că ne consultați, sunt de fiecare din zonă, de acolo. S-au făcut consultațiile, domnul Grigore, așa ați venit și dumneavoastră aici. Eu am venit trei ori și m-am amânat doamna secretară. Cu cine m-am amânat? La secretară. Cu cine? Chestia asta cu denumirea, că a zis că mai trebuia. Că nu s-a terminat, încă nici m-a plecat la prefectură. Pentru eu am consultat cetățenii de pe strada mea. Și au zis denumirile care s-au dat lui Ion Creangă și una a bradului, a fabului, a nu știu ce, sunt niște aiureli. Da, bine, mă rog, dacă dumneavoastră credeți că munca noastră e o aiurea lunară. Eu mi-am notat ce opțiune au avut fiecare cetățean. Da, veniți și mi le aduceți mie, fără nicio problemă și puteți să veniți la mine, nu-i bai, că puteți să îi dați răspuns, așa este. Dar spuneți dumneavoastră, m-a filmat, am venit o dată, două, trei ori am venit, ce mai? Puteți să îi dați domnul Vici, că e aici. Și s-a discutat cu Ionela, eu cred că... Acum îmi spuneți. Atunci nu mi-a spus nimic atunci. Aduceți-le fără probleme. Dacă nu s-a terminat, puteți să le aduceți. Niște chestii care... Dacă nu s-a definitivat nimic... Vă rog, și ședința s-a trecut, ne s-a spus acest lucru, eu țin minte că s-a adus la cunoștință cine mai are de obiectat sau de modificat să poate veni la primărie. Domnul Sartor, am înțeles că... La capitolul diverse, chiar... M-am uitat zilele astea, deci dacă să ne vorbim cu Nicoleta Grigoraș, să resetăm timpile, deci seara s-a prind prea de vreme și dimineața e întuneric aici. Deci, haideți să facem, e vorba de curmic, nu știu de banii noștri. Pentru s-a trecut la ora de vară, să ne corelăm și noi cu ora de vară. Văd din nou cu gunoaie pe trasei, inclusiv dealul Făgădăului. Poate un pic să fim și noi mai activi, nu chiar numai poliția locală, dar și dacă vedem ceva, totuși să vedem, pentru că, până la urmă, e vorba de comuna noastră și de sănătatea noastră. Dar au început să arunce, deși cu noi ați văzut, îl plătim și fi și ne-a plătit mare păcat. Și, alt punct de vedere, la Solonț, vorbea de gaze sau nu știu, acolo atenție, nu este gaz metan, este gaz de sondă care iarna ai cu probleme. Au probleme și grupurile noastre, deci sunt de alt gaz, de gaz sărac. Da. Alte, dacă nu mai am eu, am văzut cu podul ăsta la livadă, începe din ce în ce mai mult să o ia jos. Că o să vină ploile, să nu avem probleme, adică nu știu cum se poate să... Da, o să fie un... Acum s-o așteptat să se treacă... Aici jos, pe drumul județean, nu e... Da, județean, dar sesizat. Pe drumul județean am făcut sesizare la pod, am făcut și la ăsta, la primul pod a intervenit când a fost... A fost podul de aici, de unde stă Neahampău și s-a intervenit acolo și l-a rezolvat pe ăsta. Pe urmă s-a făcut timpul de așa natură și nu s-au putut și așa, să se dea un pic zăpada la o parte mai de tot. Am făcut sesizare, o să vină să-l pune, pentru că eu sper că acum, în perioada următoare, cu asfaltul vom uni și Moineștiu cu partea asta și atunci o să ia... Dar să fie o leacă timpul mai, că nu îi permite timpul, sunt mai multe proiecte care sunt în funcție de timpul de afară. Dacă ați observat, oamenii care au început să lucreze și la parcare, măcar să o desmembreze, dacă... Strici. Măcar să o strici, da, să rămână străcați. Să mai dreapă timpul? Da. Începeți. Sunt în zona... Da, dacă se îndreaptă timpul, începem și acțiunea cu fântânile în zona romilor, da? Am discutat cu firma, am discutat cu... Trebuie să vedem cu... Da, unde sunt astea cu becuri lipsă, puteți să veniți la mine, lăsați o listă și eu îi transmit lista. Ei vin cam la 2-3 săptămâni, că nu vin pentru un singur bec sau pentru două becuri, vin la un timp mai scurt, dar unde sunt și dumneavoastră, mai vedeți și prin zona dumneavoastră, puteți să dați să dați aici câteva ce becuri sunt și așa, veniți și aduceți... Nu mai știu ce... Vis-a-vis de ce a spus domnul consilier Scarparu, trebuie urgentat la PT1 Bucșești. Deci ăla merge ziua postul. E păcat să plătim energia din banii primăriei. E un post cu multe probleme. E un post cu multe probleme ăla de acolo. Când îl apuc, când se aprinde, când vine și-l strânge. Dacă se insistă mai mult, firma cred că nu are capacitatea să-și facă servicii. Și altceva la... Cât e ala de acolo, pe de... PT1 Bucșești se numește. La Riton? Da, da. A
acela l-ai... Ăla a trebuit schimbat tot și... A fost schimbat. Cred. Cred că aparatura o... care... Nu? Dă comanda pe iluminatul public, are, ori cu fotocelulă, ori cu programator, ceva se întâmplă, dar nu-i tot găsești. Firma care... Problema de la rețea, trebuie rețeaua. Degeaba, nu din punctea sormare. Rețeaua. Nu, trebuie, nu mai fost de. Nu mai are posibilitatea să ducă atât de mult... Și scurt, da. Cred că ar trebui sesizați, pentru că ei ne-au pentru modernizare bani. Deci, pe factura aia... Da, trebuie să facă o sesizare tot pe la EON. Nu de pisaul era. Păi cum face acum... Nu, eu vorbesc întâi sesizat EON. Nu, cum să faci acolo? Să schimbi rețeaua. Ca rețea vorbesc. Eu cred că la ceea ce zic acolo exact. Deci îți dă mai bani. La toate umblate. Toate au fost schimbarea orei. Acum iarăși trebuie reglat. Pentru că stau becurile aprinsă ziua. Acelor mai funcții decât lumină sau... Dar am singură cum cu 10 dumneavoastră aici, din comun, la doamna Coca-Lope. Și aici nu scoate. Nu cu programator. Cu ceas. Cu programator. Restul cu fotocelulă. Acolo foarte direct. Cu fotocelulă, da. Nu, aici la mine s-a aprins foarte repede acum, la 5 i-a prins. S-a pus experimental, da. Da, aici au fost experimentat. Da. Acum sunt curenți vagabond. Da. Apropo că nu am... Mulțumesc. Și la extremitățile drumului dintre Bucșești, cred că Neculai Bășc, domnul consilier, cunoaște mai bine și un drum care vine de la cornetul mare, de la biserică acolo, este un pod. Face legătura între comuna Măgirești și comuna Poduri. Și este o surpătură mare, oamenii se plâng, se duc în câteva mașini. Cred că ar trebui niște dale, niște... pietri mari, se surpă și mănâncă de consolidat acolo. Acolo trebuie consolidat, trebuie văzut. Totul aruncat cu noi și cu noi și s-au putat și pâlul acolo. Cu niște țiepi și cu o dală, două, apăsate cu buldo, s-ar putea face. Nu, unde e? Cam pe unde e? În cortul mare, către șestru mai departe. Către șestru mai departe. De la Cruci la Vale, nu? Eu n-am fost. Da, de la Cruci la Vale și se întâlnești Bucșești undeva... A, te duci, nu te duci pe drumul pe Cornet, te duci pe drumul pe... Cădrișești. Ăla de la... Ăla de la... Ăla de la... Ăla unde este acolo o cruci și o iei pe partea cealaltă de la... Oh. Păi acolo la Cernat. Nu la Cernat. Nu la Cernat. Acum vreau să... Să vă explic. Este un drum. Nu, dacă să știu eu unde să explic. Magazinul domnului Drobăvăș drept înainte. Deci se întâlnesc cu colegi mare amândoi. Acolo este o intersecție de două drumuri. Vine două drumuri. Și este foarte mic și foarte mare. Lasă-mi explic cu Nea Petrică, că Nea Petrică știe, cred că. El știe foarte bine zona. De acolo și el cunoaște. Dacă e ceva, îl pune, o să vă suni și să spuneți să ducă până acolo și să vadă ce poate să facă. Da, domnul Petre știe. Da, domnul Petre. Dar el e acolo, dacă titular, zici că pe drumul cealaltă. E titular și chiar circulă pe acolo. Da, mai nou. Da. Avem și o problemă cu drumul ăla din Belgia, de acolo, cu persoana respectivă. Da. Acolo, de fapt și de drept, eu n-am zis că nu îi ajut. Îi ajut într-un anumit fel. Jumații din drumul respectiv este în comuna Ardeoan. O parte din drum, care de fapt nu este drum. Deci el nu este trecut nicăieri la drumuri. Noi, în comuna noastră, nu avem acel drum. Ei și-au făcut un drum pe acolo, pe niște câmpuri. Și-au trecut pe la câmpurile oamenilor, cum treceau oamenii la câmp, că normal, se duc la câmp. Și-au trecut pe acolo și tot făcându-se, ducându-se pe acolo, că era singurul loc unde ar fi putut să se ducă cu mașina, și stând acolo sunt două case. Drumul, bineînțeles, că având în vedere zăpada asta și ce așa, și cu ce au mai fost înainte, s-au făcut impracticabil, normal că e impracticabil. Dar, iasă așa, să ducem, am vorbit și cu domnul primar din partea elaltă de la Leontinești, el spune, noi faceți-l voi că vă ajung și eu. Acum știți cum îi faceți-l voi că vă ajung și eu, deci e așa, incert. Na, ca să știu dacă să zic și eu, haide domnul de acolo, faceți-l dumneavoastră, vă ajung și eu, na. Știți, ca să dai vina de la unul pe altul, dar până la urmă trebuie ajutat și omul de acolo. Oamenii sunt ai noștri, nu alu domnul de acolo. Casele sunt pe teritoriul nostru, drumul pe teritoriul, încă o dată spun, a Ardeoanei. E mix, da.
Doamne, eu trebuie altceva. Cum a făcut fratica asta acolo? Cum mi s-a dat autorizație de construire pe vârful muntelui să nu poți să ajungi cu salvariu? Deci, istoria, prima dată satul a fost acolo, Corne. Nu ne stăm noi acum bine jos aici. A, deci ați venit la stradă. Deci, noi am venit. Și prima localitate iluminată din comuna Poduri, tot acolo a fost, să știți, de la Ardioan. Acolo, nu că nu au fost drum, a fost drum de acces din tot timpul. Nu știu dacă de pe perioada asta ți-a venit vechiul regim sau spunem s-a desființat, că ea n-au mai ținut cont. Nu, nu mai era, chiar nu mai era. Așa, dar acolo drum de acces a fost, inclusiv linie electrică. O trecut pe acolo. Și unde nu mai există nimic din ea? Păi nu, că acum s-au rebranșat, au venit din Ordeșul ăsta. La Ardioan și a venit rebranșat la Poduri. Da, deci drum de acces au fost, că nu s-au mai ținut cont, că au fost cu tipul de... Drumul este, da. Drumul este, că probabil nu te ne-ai. Da, da, da. Nu formatul lui. Ei, dar nu, spune că nu mai este înregistrat, nu se mai regăsește, dar drum de acces au fost acolo. Cu stil de lemn. În 90... Oamenii nu au zburat acolo. Și Brăhozești și Negreni erau conectați cu imaginea. Da, o să facem ceva și o să intervenim și la oamenii aia, chiar dacă e 1, 2, e nascut. Nu, dar sunt nu 1, 2, sunt 3 sau 4. 2 sunt. Nu, nu, mai este cineva care are o proprietate cumpărată de la Delchi, de la Șesuri și plătește impozite la comună. Da, dar nu, zic că nu stă, n-are casă acolo. Are casă. Casa există acolo. Stă cineva? Este Dan Frunze, este Margareta, așa, Margareta și este care o cumpărat și Cernat, de la... care a venit nu, de la Moghieu. Da, Cernat, da, 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 o spus porecla. Și domnul, și doamna care e acolo, Margareta, și... Și mai este unul Pavel, sau cum li spune, Pavel, la Apostolescu, Pavel, din la Șef. Da. Este o proprietate cumpărată acolo, că știu sigur că este o proprietate cumpărată acolo și vom plătește impozit aici. Să fac timpul bun și o să-i ajutăm, acum mai avem și noi aici, să Zăpadă a fost și ce... Și câte case mai sunt? 3. 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